comunicarea Orestei Glorie, doamnă Oresta, din stat de medicină și farmacie necolatistică de anul din Republica Moldova, care ne va prezenta rezultatele unui sondaj realizat în cadrul SIT privind la cercetarea deschisă, practici și experiențe, valiere, oportunități de identificare. Stimată audiență, permiteți-mi în primul rând să vă salut în cadrul celei de-a doua ediție a Conferinței Științifice Naționale, Știința Deschisă în Republica Moldova. Și așa cum menționa doamna profesor Neli Țurcan, nu întâmplător această conferință este organizată în Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la Informație, pentru că se încadrează perfect în palmaresul de activități organizate de instituțiile care susțin accesul deschis la publicații și date de cercetare. Iar pe această cale, permiteți-mi să aduc sincere felicitări coordonatorului și echipei proiectului Stimularea Angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă, suport metodologic și aplicativ, și totodată tuturor celor care susțin această mișcare progresistă și contribuie la promovarea accesului deschis și științei deschise în Republica Moldova. În acest context, menționez că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămițanu recunoaște importanța strategică a științei deschise și promovează deschiderea activității de cercetare către și pentru societate prin implicarea utilizatorilor și a publicului larg în procesele de cercetare și inovare. Foarte frumos a fost reflectat de către doamna Natalia Cheradi toate activitățile sau implicarea bibliotecilor academice în promovarea științei deschise. Susținerea accesului deschis la informație a fost o primă etapă spre implementarea științei deschise la USMF. Începând cu anul 2010, Biblioteca Științifică Medicală se implică activ în organizarea Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis, un eveniment global ce promovează accesul deschis ca o normă de instruire și cercetare. În fiecare an, biblioteca organizează un program amplu de activități cu scop de informare și promovare a accesului deschis la informație destinat comunității științifice medicale din țară. Astfel, au fost create și produse informaționale care oferă acces atât la materialele didactice ale profesorilor USMF, și aici menționez Biblioteca Electronică Didactică, care a fost creată în anul 2010 și are la moment un conținut de peste 800 de înregistrări. A fost dezvoltată în scopul facilitării accesului beneficiarilor la publicațiile didactice ale profesorilor USMF Nicolae Tăstămițanu, care le deținea biblioteca într-un număr insuficient pentru împrumut de publicații la domiciliu. Țin să menționez și crearea și dezvoltarea repozitoriului în cadrul proiectului MrsQ, care la moment deține peste 19.000 de înregistrări, dar și dezvoltarea sustenabilă și menținerea catalogului unic partajat, creat pe platforma Primo, care integrează toate resursele la care oferă acces 7 biblioteci universitare participante la proiect. Totodată, nu vreau să trec cu vederea instruirile sau sesiunile de informare privind știința deschisă, ateliere, traininguri, cursuri educaționale privind identificarea revistelor pseudoștiințifice, crearea și gestionarea profilurilor academice, cursuri educaționale privind crearea profilurilor academice, așa cum am menționat, maratoanele de creare a profilurilor academice, cursul educațional Conexiunea ORCID cu bazele de date scientometrice. Universitatea se regăsește printre semnatarii declarației de la Berlin privind accesul deschis la cunoștințe în domeniul științei și științelor umaniste. Și aceasta încurajează cercetătorii să-și manifeste susținerea pentru accesul deschis și pentru depunerea publicațiilor proprii în repozitorii prin utilizarea modelelor alternative de publicare a lucrărilor științifice în acces deschis. Astăzi, tot mai mult este discutat fenomenul științei deschise și accesul deschis la publicații și date de cercetare. Țin să menționez că tehnologia digitală a revoluționat modul în care diseminăm informații, comunicăm sau învățăm. Internetul a oferit cercetătorilor mijloace de a-și pune rezultatele cercetării la dispoziția oricui, oriunde și în orice moment.
Așa cum menționa domnul Grosu în comunicarea dumnealui, deschiderea științei se referă la toate etapele ciclului de viață a cercetării, de la concept până la publicarea rezultatelor. Iar știința deschisă este o abordare care face ca aceste procese și datele de cercetare deschise și, să fie deschise și transparente în toate aceste etape. Instituțiile de cercetare, dar și universitățile, trebuie să ofere acces la infrastructuri potrivite pentru a permite datelor de cercetare să fie disponibile acolo unde este etic și legal posibil pentru exploatarea conținutului, cât mai des cu putință, dar atât de închis cât este necesar. USMF Nicolae Testemițanu a aprobat o serie de documente privind accesul deschis și știința deschisă, inclusiv care abordează și datele de cercetare. În acest context, ne-am dorit să identificăm cum sunt percepute datele de cercetare deschise, dar și care este atitudinea comunității universitare și în ce măsură este aceasta pregătită pentru a deschide datele de cercetare și pentru a identifica care este rolul Bibliotecii Științifice Medicale în gestionarea datelor de cercetare. Metodele de cercetare aplicate au fost cea sociologică, care a inclus 24 de întrebări structurate închise, deschise, mixte de opinie, precum și de scală. Am utilizat metoda de eșantionare nealeatorie, bazată pe voluntariat. Rezultatele acestui sondaj, desigur că vor permite Bibliotecii Științifice Medicale să amplifice rolul în promovarea fenomenului științei deschise. Ipotezele de la care am pornit acest studiu au fost că majoritatea respondenților nu au cunoștințe și competențe suficiente despre datele de cercetare. Și ne-am întrebat dacă este oare necesar de a organiza instruiri pentru comunitatea medicală universitară cu privire la deschiderea datelor. Eșantionul, așa cum am menționat, a fost constituit pe bază de voluntariat din 68 de respondenți și aceștia au fost cercetători, cercetători științifici superiori, coordonatori principali, reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate și membrii ai catedrelor USMF și laboratoarelor științifice. Un subiect important pentru studiul nostru a fost nivelul de familiarizare și atitudine privind datele de cercetare deschise. Rezultatele obținute demonstrează că din cei 68 de respondenți, doar 8 sunt familiarizați în mare măsură cu conceptul de date deschise, 36 în mare măsură, 18 respondenți în mică măsură, iar 6 sunt total nefamiliarizați. De asemenea, se constată că persoanele care dețin cunoștințe suficiente despre acest concept sunt asistenții universitari și conferențiarii, mai puțin cercetătorii, ceea ce demonstrează că comunitatea științifică medicală participantă la acest sondaj nu dispune de cunoștințe suficiente despre conceptul de date de cercetare deschise. O analiză de conținut a rezultatelor cercetării ne-a permis să constatăm de asemenea o confuzie în ceea ce privește știința deschisă, accesul deschis la publicații și acces deschis la datele de cercetare. Respondenților li s-a solicitat să definească conceptul de date deschise, astfel că opiniile au fost diverse și ne-au permis să constatăm că chiar dacă membrii comunității universitare au răspuns că sunt familiarizați în mică măsură sau total nefamiliarizați cu conceptul de date de cercetare deschise, au oferit definiții veridice pentru acest concept. Au fost și răspunsuri care au fost inspirate din diferite surse, dar și răspunsuri, așa cum am menționat, care nu fac distinția între date de cercetare deschise și acces deschis la publicații. După cum era de așteptat, a fost identificat că majoritatea membrilor comunității universitare, participanți la acest studiu, susțin și recunosc importanța strategică a datelor de cercetare în cercetarea modernă, promovează cercetarea transparentă, schimbul de cunoștințe în procesele de cercetare, ceea ce desigur că va contribui la sporirea calității, impactului și beneficiul științei și va accelera progresul cunoașterii. În rezultatul analizei datelor se constată că atitudinea față de deschiderea datelor de cercetare este una pozitivă pentru 63 de respondenți și alți 5 au o atitudine neutră. Îmbucurător este faptul că, în pofida tuturor temerilor și barierelor,
Majoritatea respondenților recunosc beneficiile partajării datelor de cercetare și sunt dispuși să le plaseze în acces deschis. Astfel, 28 dintre respondenți sunt dispuși să deschidă date de cercetare, 10 sunt dispuși să deschidă doar datele prelucrate, dar după o perioadă de embargo, iar 29 sunt dispuși, dar în anumite condiții. Printre cauzele reticenței membrilor comunității universitare se regăsește frica de a nu pierde dreptul de autor, probleme de ordin etic și lipsa strategiilor de fortificare în domeniul de cercetare și inovare. Respondenții au fost întrebați dacă anterior au partajat date de cercetare. Două treimi dintre participanții la sondaj au remarcat că cel mai frecvent au partajat datele de cercetare ca anexă sau ca supliment la articolele de cercetare sau ca seturi de date separate. În schimb, 17 respondenți nu au partajat date de cercetare într-un depozit de date. Respondenții au remarcat că preferă să-și publice datele de cercetare împreună cu articolul într-o revistă. Aceasta se explică prin următoarele: mai multe posibilități de colaborare, o reproductibilitate mai mare a cercetării, probabilitatea mai mare de a fi citați și încurajarea altor cercetători privind deschiderea datelor. O altă întrebare adresată participanților s-a referit la obstacolele cu care se confruntă cercetătorii în partajarea datelor. Din rezultatele obținute, conținem că 39 de respondenți dintre cei care au partajat date de cercetare recunosc că au întâmpinat obstacole în acest proces, iar 8 au identificat obstacole. Cei 39 nu au identificat obstacole, iar 8 dintre ei au identificat. Analiza răspunsurilor a permis evidențierea celor mai importante bariere percepute de majoritatea respondenților, și anume probleme privind proprietatea intelectuală și drepturile de autor, lipsa unei politici la nivel național privind gestionarea datelor de cercetare, lipsa cunoștințelor și abilităților privind deschiderea datelor de cercetare, frica de folosire abuzivă a datelor, lipsa cunoștințelor despre standarde de date și metadate, sensibilitatea datelor și altele. Barierele în calea partajării încetinesc adoptarea practicilor de date deschise, acest lucru fiind dovedit de răspunsurile la alte întrebări din chestionar. În același timp, participanții la sondaj s-au expus cu privire la beneficiile pe care le oferă deschiderea datelor de cercetare. Principalele beneficii pe care respondenții le-au identificat în urma schimbului de date sau consolidarea echipelor de sunt consolidarea echipelor de cercetare, transparența în cercetare, amplificarea posibilităților de colaborare, posibilitatea de a fi citat și vizibilitatea sporită. Întrebarea a avut o opțiune capcană, sensibilitatea datelor, care a fost identificat de respondenți ca fiind un beneficiu de 14 respondenți la această întrebare. Aceasta ne demonstrează că deschiderea datelor de cercetare este încă un fenomen necunoscut pentru mulți dintre respondenți. Un respondent a identificat și alte beneficii, cum ar fi reducerea costurilor, evitarea repetării studiilor, acumularea de date suficiente pentru luarea unor decizii la nivel societal. Conform datelor prezentate în acest tabel, majoritatea respondenților, 60 la număr, susțin că ar trebui să fie creat și gestionat un repozitoriu de date la nivel național. 5 dintre ei au fost parțial de acord, iar unul nu este sigur și alți 2 și-au exprimat dezacordul față de această afirmație. Crearea unei platforme naționale unice online ar asigura schimbul de date și accesul la totalitatea informațiilor rezultate din cercetările produse în țară din bani publici. Astfel, va spori vizibilitatea comunităților științifice naționale la nivel internațional. O resursă importantă pentru partajarea datelor de cercetare o reprezintă repozitoriile, care sunt menite pentru stocarea, conservarea și diseminarea rezultatelor activității de cercetare. Rezultatele sondajului constată că 28 de respondenți cunosc și folosesc repozitorii de date, alți 18 cunosc, dar nu le folosesc, 15 respondenți nu cunosc, iar 7 nu sunt siguri că au folosit un asemenea repozitoriu.
Aceste date demonstrează lacune în cunoștințele și abilitățile comunității științifice medicale cu privire la infrastructura de partajare și acces la date de cercetare. Rezultatele obținute în cadrul sondajului au demonstrat că atitudinea atitudinea față de partajarea datelor este în general pozitivă, dar datele deschise nu sunt încă o realitate pentru majoritatea respondenților. Opiniile respondenților la chestionare au fost diverse, fiind remarcate diverse locații de păstrare a datelor de cercetare. Totuși, peste 2/3 de respondenți au menționat că păstrează datele științifice în arhive personale. În același timp, respondenții au răspuns că preferă să păstreze datele de cercetare într-un repozitoriu național și cel instituțional de date de cercetare. Reiterăm faptul că Republica Moldova a pășit pe calea implementării științei deschise, dar la moment nu avem un repozitoriu național, iar USMF Nicolae Testemițanu a creat și dezvoltă repozitoriul instituțional, dar nu conține și date de cercetare. De asemenea, o parte din respondenți păstrează datele în arhive departamentale. În contextul științei deschise, se solicită ca datele de cercetare să corespundă principiilor FAIR, astfel ca ele să fie regăsibile, accesibile, interoperabile și reutilizabile. Deci, înainte de a decide ce date vor fi partajate și cum acestea vor fi partajate, este necesar ca ele să corespundă acestor principii. Respondenții au fost rugați să evalueze efortul care ar trebui să-l depună pentru a face datele de cercetare să devină FAIR. Doar 25 dintre respondenți consideră că este nevoie de efort considerabil pentru a pregăti datele de cercetare ca să devină regăsibile, accesibile, interoperabile și reutilizabile de către alții. Iar alți 4 consideră că pentru aceasta nu este nevoie de prea mult efort. Pentru a fi regăsibile, datele ar trebui să fie identificabile în mod unic și persistent, să dețină metadate, cărora să le fie atribuiți indicatori unici, să fie obținuți prin intermediul unui protocol bine definit. Pentru studiul nostru, de asemenea, a fost foarte important să constatăm în ce măsură comunitatea științifică de la USMF este informată cu privire la documentele de politici instituționale privind știința deschisă. 33 de respondenți au menționat că universitatea deține o politică privind datele de cercetare deschise. Specificăm că Biblioteca Științifică Medicală a elaborat politica Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu privind accesul deschis la informație în anul 2016 și a fost actualizată și revăzută în anul 2021 și aprobată în cadrul Senatului, care menționează doar un punct, așa cum a menționat, pare să domnul Grosu ieri în comunicarea dumnealui, că USMF Nicolae Testemițanu încurajează cercetătorii să publice datele de cercetare deschise în repozitoriul instituțional sau într-o altă arhivă electronică de date cu acces deschis. Menționez că instituția nu deține o politică separată privind datele de cercetare. Întrebați cu privire la responsabilitatea implicării în procesul de deschidere a datelor, cei mai mulți dintre respondenți sunt de părerea că la nivel instituțional ar trebui nemijlocit să se ocupe de deschiderea datelor de cercetare, Departamentul Cercetare, Biblioteca, Departamentul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. De asemenea, respondenții au menționat că ar trebui să fie o structură separată care să fie alcătuită dintr-o echipă de specialiști IT, bibliotecari, cercetători care să genereze aceste date. Dar și școala doctorală în domeniul științelor medicale se regăsește printre structurile identificate de respondenți. După părerea acestora, ar trebui să fie creată o politică în acest sens, să fie creat și gestionat un repozitoriu al datelor de cercetare. La nivel național, respondenții au identificat ANACEC-ul ca fiind instituția responsabilă de deschiderea datelor de cercetare, după care Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională ANCD și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.
În condițiile în care se înaintează cerințe tot mai mari față de universitățile din Republica Moldova, în vederea îmbunătățirii indicatorilor, performanțelor academice și de cercetare, cresc și exigențele față de biblioteci. Este important faptul că marea majoritate din respondenți recunosc aportul și rolul indispensabil al bibliotecii în acest sens. După cum a fost menționat, știința deschisă este o modalitate inovativă de partajare a cunoștințelor, care de asemenea solicită formarea abilităților și dezvoltarea competențelor privind deschiderea datelor de cercetare. 59 de respondenți au remarcat că au nevoie de instruiri privind deschiderea datelor de cercetare. Au afirmat că subiectul este nou și necesită instruire pentru întreg personalul științifico-didactic și cel de cercetare. În concluzie, vreau să menționez că ipotezele stabilite la începutul cercetării au fost confirmate. Majoritatea respondenților nu au cunoștințe și competențe suficiente privind deschiderea datelor de cercetare, ceea ce constituie, cum am mai menționat, un impediment în deschiderea acestora. Deschiderea accesului la rezultatele cercetării, partajarea datelor, creșterea transparenței în cercetare, adoptarea modelului științei deschise ar accelera ritmul de dezvoltare al Republicii Moldova. Deschiderea datelor de cercetare vor îmbunătăți poziția instituțiilor în clasamentele internaționale, sporind prestigiul academic, aducând finanțări suplimentare. Reticența din partea cercetătorilor de a deschide datele de cercetare, cunoașterea insuficientă a beneficiilor datelor deschise, lipsa unei politici la nivel național privind știința deschisă și datele de cercetare deschise, comunitate științifică insuficient de pregătită pentru tot ce înseamnă știință deschisă, lipsa infrastructurilor, insuficiența sau lipsa resurselor umane competente și inițiate în dezvoltarea arhivelor digitale sunt principalele bariere în deschiderea datelor de cercetare. Biblioteca Științifică Medicală este un promotor al științei deschise, astfel că rolul acesteia în promovarea fenomenului datelor de cercetare deschise este unul indubitabil. Activitatea acesteia se va axa pe organizarea de sesiuni de informare pentru comunitatea universitară medicală, promovarea principiului de date deschise, sensibilizarea comunității universitare privind datele de cercetare, participarea la elaborarea planului de management al datelor de cercetare la USMF, elaborarea unui concept a unui repozitoriu de date de cercetare sau dezvoltarea celui actual ca să conțină și datele de cercetare deschise. Este foarte important să dezvoltăm competențe necesare pentru deschiderea datelor și totodată să pregătim o bază solidă a cunoștințelor pentru dezvoltarea abilităților cercetătorilor din cadrul instituției, deoarece știința care nu este transparentă nu este știință. Vă mulțumesc pentru atenție! Eu mi-aduc aminte de un sondaj, domnul Cușeanu, minte din ani mai urmă, când mai mulți utilizatori ai comunicațiilor electronice au fost întrebați dacă au comunicații în bandă largă. Noi știam că nu există problem de teritoriul țării, dar probabil că cei care au răspuns la întrebări s-au gândit că noi Admitem cazul. De celelalte... Bine, oricum, efortul îl apreciem de a afla, dar probabil că ar trebui să fim mai exigenți atunci când formăm eșantioanele astea, că să fie cât de cât
mai reprezentativ. Am văzut sondaje făcute pe 10-15, multe sondaje, făcute pe 10-15, așa și trimite la mare, și a venit cineva și a zis că văd Alexandra Cristian, mi-a scăzat voi ce stric ca oficiant în careleație. Era jucem la ducea președinte și el mi-a pus tuturor cercetătorilor și ne-a adus două cifre, adică coordonata unui punct. Noi am spus, pe omule, pentru a afla tendința cu oficiant în careleație, măcar trei puncte este nevoie. Da, nu, Alexandra, Alexandra și scăzat. Adică, trebuie să ne dăm seama că datele pe care noi le utilizăm sunt reprezentative, spun ceva. Deci, poate că nici n-ați putut chestiona mai mulți cercetători, dar având în vedere că în domeniul medicinii sunt mulți cercetători, numărul lor se ridică la vreo cât? Mulți, foarte mulți. Eu vreau să menționez că atunci când am făcut acest sondaj, l-am diseminat în comunitatea științifică, era perioada lunii iulie-august, așa. Atunci eu intuiesc că cercetătorii... Eu oricum vorbesc despre tendințe, nu da. Vă justificați, pentru că, într-adevăr, nu știm în ce condiții lucrăm și nu ne dorim cum. Nu încercăm să diminuăm valoarea. Dar, probabil, pentru a afla mai bine ceea ce se întâmplă în mediul nostru, această cercetare va fi extinsă, cu siguranță. Să calibrăm foarte bine categoriile de interviu, în așa fel încât rezultatele chiar să ne spună cu mai multă precizie. Vedeți cei 28 care spun că păstrează datele în niște depozite, chiar aș fi curios să-i întreb în care, ce depozite. Orice colecție digitală o percep ca depozit. Da, ei așa le percep. Orice colecție digitală o percep ca depozit. Fie ea să-i calculatorul departamentului sau undeva, adică este o mascriptă de... Dar cei chestionați ar trebui să-i conștienți de faptul ce înseamnă un depozit de date, ați vorbit de principii de player, ați vorbit de... Adică, pe viitor, asemenea, acțiunea ar trebui să fie mai... Acum facem în condițiile în care putem face, dar pe viitor ar trebui să avem ajustările de alimentologie. Reprezentativ. Vă mulțumesc pentru sugestie. Eu aș vrea să vin ca o completare la ceea ce a fost zis, anume din punct de vedere metodologic. Pentru că astfel de rezultate pot fi percepute ca un sondaj pilot care să ne permită să facem anumite ajustări în funcție de răspunsurile pe care noi le-am primit. Sau să fie folosite ca o bază cantitativă pentru niște studii calitative, deja în funcție de subiectul pe care noi îl alegem sau grupul de persoane care ar putea să participe, de exemplu, la un focus grup, interviuri și așa mai departe. Deci, oricum, este o bază de date, de informații care ne permit să mergem mai departe. Dar, de fapt, ne vorbesc aceste date foarte mult, inclusiv de cunoștințele și percepțiile celor care se referă la date de cercetare. Pentru că noi, cunoscând situația la fața locului, deja vedem unde ei greșesc. Exact. Lese, dar mapele acestea care cu date se păstrează la departamente, asta tot e un volum informațional imens care poate fi cel puțin descris ca metadate. Cum crezi? Poate fi reflectat în catalogul electronic sau informații, ca să nu se piardă? Desigur, dumneavoastră și-ați răspuns la întrebare. Sigur că da. Nu, adică dacă ei vor colabora cu biblioteca în acest sens, nu chiar ușor să deschizi aceste date. Noi chiar acum ducem tratative cu departamentul cercetare pentru a include și proiectele de cercetare în repozitoriul instituțional și urmează, adică și datele de cercetare deschise. Adică pas cu pas? Da. Eu sunt sigur că majoritatea celor chestionați, dacă i-ați întrebat ce înțelegeți dumneavoastră prin dat științifice, vă răspunde tot ce vreți, numai nu ceea ce caratați să vă înțelege. Mai ales în medicină, pentru că domeniul este foarte sensibil, unde se lucrează cu date care personal, unde se lucrează cu date din studii clinice, teste și așa mai departe, date foarte sensibile, care exact. Sunt date de experimente și așa mai departe.
într-adevăr interesante date unde, pe de o parte, peste vreo 40%, dacă ținutul corect, spun că nu este un efort considerabil, pe când cei care au puțin, de exemplu, domnul Greu, cunoștințe, chestii tehnice, înțeleg foarte clar că în spatele la 4 litri fair se ascunde dita o muncă enormă. Ca pentru a face că datele să fie interoperabile, ușor de regăsit, și așa mai departe. Și de altă parte, peste 80%, totuși zic că au nevoie de instruire. Da, puțin vin în, în neconcordanță aceste răspunsuri. Da. Aceasta unde doamna a zis, uitați-vă, orice inițiativă are șanse de succes dacă se satisface două criterii. Una, dacă acțiunile le cer de la oameni sunt relativ simplu de făcut, de implementat. Ceea ce nu chiar este cazul la două deschise, mai ales la două științifice. Și doi, prima mai important, dacă le demonstrezi foarte clar ce beneficii acestea le va aduce. Pentru că tot ce e la nivel declarativ, inclusiv în politica noastră, încurajează cercetătorii să deschidă asta. Copii, în opinia mea, că și cum n-ai scrie nimic. Încurajează și încurajează și mai departe, și nu o să fac nimic. Iată cei care îți zice cum nu vreau emoționat. Ei consideră că ceva acolo nu va te păstrează, nu ar semne de deoarece. Oricum, felicitări pentru sondaj, dar am vrut să mă întreb dacă bibliotec are cumva experiența elaborării cel puțin a unui plan de management al datelor. Pentru că unele documente de politici, dar eu deja m-am convins de experiența personală, poți să studiezi tare mult teorie, înveți cu adevărat, dar atunci când ești pus în situația să o faci. Întrebarea dacă aveți experiență. Nu, la nivel doar teoretic. Practic nu am încercat să facem un plan de... Urmează? Urmează, sigur. Ați menționat despre politici și privire la accesul deschis sau datei deschise, într-adevăr aceste mandate, ele sunt diferite. Unele care mandatează, adică obligă să fie făcut accesul deschis la publicații sau accesul deschis la date, în special când e vorba de proiecte finanțate public. Și altele sunt care doar încurajează ca să se înceapă acest proces. Iată, din punct de vedere a obligativității, aceste politici sunt diferite. Dar tendința este în aceste politici totuși să fie această activitate mandatată, adică să devină obligatorii, în special atunci când este vorba de finanțarea publică a unor cercetări. De ce am întrebat cum e dacă au experiență la elaborării pe plan de management? Cum s-a menționat ieri din moratoriu, proiectele Horizon Europe, ele sunt obligatorii. Și e foarte complicat treaba asta, iar Universitatea de Medicină, adică știu, acolo sunt multe proiecte care sunt eu, cel puțin pe care pot comunica. Și în momentul în care asta este obligatoriu și noi nu avem competențe să o facem, ridică problemele. De fapt, toate politicile noastre în Moldova, politicile de acces deschis, ele de fapt sunt încurajatoare și nu ca mandat, adică care ar obliga. Deci, în parte, în domeniul medicinei este o mare, o vastă cooperare internațională, mă rog, din baza unor epidemii, din baza unor... Și am putea răspune, am putea răspune că sunt mai mulți cercetători în domeniul medicinii care colaborează cu instituții din afară. Probabil unii dintre ei au fost puși în situația de a-și face un plan de management de acasă. Deci nu putem spune că nimeni nu are experiență. Noi pur și simplu nu știm. Noi am reflectat datele că... Spunem că sunt astea pentru că colaborări în domeniul medicinii internaționale sunt foarte multe. Nu este exclus ca mai mulți dintre ei să fie ciocnit de problema asta și chiar, cum zice doamna Irina, chiar au fost puși în situația să scrie ceva. Pur și simplu nu cunoaștem asemenea informații. Știu că Universitatea de Medicină, Universitatea Tehnică și Academia de Studii Economice, în cadrul proiectului Minerva, au elaborat strategii de privire la știința deschise și, așa înțeleg că din anul 23, se include și în realizarea acestui obiectiv de planul de management în cadrul unor proiecte, cercetare să devină obligatoriu, dar aceste lucrări sunt în stadiu incipient, pentru că nu s-a
Eu nu cred că va voi totul este, dar știu că în această strategie a fost fixată. Da, mulțumim.